Păcăleala de 1 aprilie. Pădurarul a găsit o ladă cu comori plină cu aur. Știa că soția lui este destul de clevechitoare și, ca să nu se afle de unde provine comoara, niclui un plan hasliu. A lăsat lada unde era, își aranjă treburile, după care porni să o aducă și pe soția lui să arate lada cu comori. Ia uite, exclamă el când a ajuns seara sub copac, a crescut un păstrăv în crengile copacului. A luat peștele pe care, bineînțeles, el îl pusese acolo. Au mers și la râu unde pădurarul obișnuia să pescuiască, scoase năvoadele, iar în ele găsi un iepure. Ia uite, exclamă iar pădurarul, am pescuit un iepure. Desigur, tot el îl pusese acolo. După care au pornit către lada cu comori, dar pădurarul se prefăcu că o vede de-abia atunci. Ia uite o ladă cu comori, femeia. Cu toate că soțul ei o rugă cu sfințenie să nu spune la nimeni despre norocul pe care îl abuseseră, se lăudă prietenelor ei. Soțul, prefăcându-se neștiutor, o întrebă de față cu ceilalți. Despre ce comoară e vorba? Cum nu știi, insistă soția, am găsit-o atunci când am găsit și păstrăvul în copac și iepurele în năvoade. Bineînțeles că auzind toate aceste lucruri imposibile, prietenele ei au izbucnit în râs, crezând că femeia nu este în toate mințile, așa că nu crezură nici povestea despre comoară. Degeaba insista ea, e adevărat ce spun, toate au fost găsite odată. Păstrăvul în copac, iepurele în năvod, iar lada cu comori în pădure.